la caz au ajuns în cel mai scurt timp pompierii din cadrul detașamentelor Botoșan și Dorohoi, cu două autospeciale de stingere și kituri de salvare din spații înguste, trei ambulanțe SMURT, dintre care și cea de terapie intensivă mobilă, dar și două ambulanțe SAJ. Cele patru persoane au fost scoase din bazin de către pompieri și preluate de echipajele medicale aflate la fața locului. Una dintre ele era conștientă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. În cazul celorlalte trei victime, care se aflau în stop cardiorespirator, s-au inițiat imediat manevrele de resuscitare.